SCMU Craiova a obținut o victorie muncită în prima etapă a diviziei A1 la volei masculin. Oltenii au învins-o pe Corona Brașov cu 3-2 în setul de aur și au obținut doar 2 puncte din 3. Pe banca ardelenilor s-a aflat Laurențiu Lică, fostul capitan al Craiovei. Tehnicianul grupării din Bănie, Dan Pascu, este conștient că echipa sa este favorită, dar își îndeamnă elevii să ia meciul în serios. Timișoara este o echipă nou promovată. Este o echipă care are în componență foarte mulți jucători tineri care își doresc să se afirme. Și, într-adevăr, la prima impresie pare o echipă slabă și în care noi suntem favoriți. Dar ceea ce aș vrea eu la acest meci este ca băieții mei să trateze foarte serios meciul, să țină cont și de caracteristicile adversarului. Dar, în primul și în primul rând, aș vrea să jucăm pentru noi ca echipă, aș vrea să continuăm acea stare de omogenizare de care avem nevoie. Singura problemă a echipei craiovene o constituie faptul că jucătorii, majoritatea aflați la primul sezon în tricourile alb-albastre, nu se cunosc bine între ei. În aceste condiții, jocul lor suferă la capitolul omogenitate. Chiar dacă este o echipă mai săpătată, noi va trebui să mergem cu gândul de a lua cele 3 puncte. E bine că vine acest meci după un joc de mare luptă cu Brașovul pe care l-am avut în prima etapă. Da, ne suntem motivați și meciul cu Brașov a fost un meci destul de dificil, asta s-a văzut și în teren, primul set și al doilea set. Și eu zic că este o victorie importantă pentru noi, pentru a avea mentalitatea cât mai bună pentru următoarele meciuri. Meciul dintre CSU Timișoara și SCMU Craiova se va disputa în Banat sâmbătă de la ora 16:30.